și domnilor, ceasurile sunt nițel întârziat, lansările cu manica și conform tradiției nițel de canape, așa că eu n-am să fur decât câteva minute din întâlnirea domnilor voastre cu Radu Paraschivescu, Marius Manole și Andrei Șerban de Cocomintru în standul cu manica. Aș rezuma la câteva cifre, pentru că cifrele mă ajută să fiu concisă. Radu Paraschivescu înseamnă peste 20 de cărți de autor, nu mai pomenesc multele cărți pe care le semnează ca traducător, volumele colective pe care le-a coordonat sau în interiorul cărora este coautor. Peste 20 de titluri de autor, peste 270.000 de exemplare, poartă numele lui, tirajele cumulate ale cărților lui Radu Paraschivescu. În interiorul acestui portofoliu de scriitor, am 12 titluri, dacă le-am numărat eu bine, sunt titluri care fac radiografia României, această țară despre care ultima carte a lui Radu Paraschivescu ne spune conform titlului, care e un vers preluat din Victor Hugo, de parte unii dintre dumneavoastră știți, în lume nu sunt mai multe românii, acesta e versul, subtitlul din paranteză e un comentariu deja șoganic și plin de umor al lui Radu Paraschivescu, planetei noastre, asta i-a lipsit. Și, în definitiv, această carte care face pereche cu bestsellerul de anul trecut, a apărut tot sub semnătura lui Radu Paraschivescu, Orice om este teamă, un partid, 2 ani și 3 premieri, între timp cei 2 ani sunt 2 ani și jumătate, cu premierii mai vedem. E o carte care adună 42 de texte, adică tot atâtea motive pentru care România e fără seamăn în lume, România e ceva ce l-ar face, spune Radu Paraschivescu, pe Orwell însuși să-și muște mâna în groapă, cred că asta e sintagma lui Radu, pentru că în timp ce scriitorul trebuie să-și bată capul ca să construiască o distopie, tehnici narrative, tot felul de subtilități de romancie, iată că niște oameni politici aici în România reușesc, bătând din palmă, să sară ștafeta, mai clar de la citatele, de la perlele lui Radu, am luat-o și eu razma. E așadar o carte deja bestseller cu manica, s-a fost bestsellerul nostru la ediția Timișoara Bookfest și se anunță și un bestseller al târgului de aici. Două motive pentru care găsesc că e important acest gen de carte pe care semnează Radu Paraschivescu, în același timp, văzându-și de traducerile din marea literatură a lumii și de cărțile lui de romancie. Înainte de orice, cred că aceste cărți sunt foarte importante pentru că ele ne ajută să nu uităm. Altfel, avem cumva predispoziția memoriei scurte, în așa fel încât, dacă am scăpat acum de Liviu Dragnea, mi se pare că s-a dat încheiat epoca romului. Ori, și din nou îl citesc pe Radu, ștafeta răului trece dintr-o mână într-alta, fără o preliște în România. Și iată că ne pomenim de câteva zile cu Adrian Năstase și Cosmâncă resuscitați. Deci iată un prim merit al cărților lui Radu Paraschivescu, acestea care fac radiografia României. Sunt niște cărți memento, niște cărți care ne ajută să nu uităm că răul e la tumbe și să nu uităm și iertăm nume din aceasta ca sus numitul Cosmâncă, sus numitul Năstase. Al doilea merit al cărților lui Radu Paraschivescu e acela că, sigur, ele sunt despre politicieni și nu numai, căci aici veți găsi și derapaje din presă, derapaje din comentariul sportiv, derapaje din lumea editorială. Ele sunt despre aceștia, sunt scrise pentru noi și în felul acesta, spun eu, ne ajută să ne coagulăm. Radu Paraschivescu pune
diminuă umorul la ceea ce numesc de 2 ani și jumătate cel puțin de când ne tot întâlnim prin piețe și pe la proteste, coagularea timpului. E un merit pentru care îi mulțumesc. E vorba de coagularea timpului. În interiorul care îi regăsim cu siguranță și pe invitație din Radu de astăzi seară, Andrei Șerban și Marius Manolo, tot că le dau voie să intre și ei în organizația oamenilor cu spinările necurbate, așa spui, într-una dintre cele mai simpatice proze de aici, pentru că Radu rămâne prozator și în acestei cărți, autor de